Salutare și bine ați venit la primul episod efectiv pe care din noua mea serie de display pe care abia acum încep după revenirea mea pe YouTube. Mai întâi doresc să fac câteva setări la sunet, îl vreau la jumate. Perfect. Mulți m-ați întrebat ce textură folosesc. Nu este o textură, este un mod. Modul îl găsiți pe în descrierea acestui video și în toate descrierile viitoare. Bun, o să începem ca de obicei să adunăm lemne. Mai întâi doresc să vă lămuresc de ce am decis să închid comunitatea și ce s-a întâmplat în ultimele câteva luni. Eu am decis să închid comunitatea deoarece nu mai aveam destul timp să mă ocup de ea. În două secunde că trebuie să îmi potrivesc microfonul și să dau sunetul mult mai încet. Bun. N-am mai avut destul timp să mă ocup de ea, motiv pentru care a trebuit să o închid. N-a fost practic decizia mea, de fapt a fost numai decizia mea, dar deoarece n-am reușit la anumite puncte să găsesc anumiți oameni care să mă ajute, am fost practic obligat să ajung aici, deoarece n-am mai făcut față singur la toată responsabilitatea care a venit odată cu această comunitate. Mulți zic că n-a fost și nu era ceva foarte greu. În principiu nu era, n-a fost ceva greu, a fost o activitate plăcută pentru mine. N-aș fi început-o dacă nu mi-ar fi plăcut, dar cu timpul a ajuns o activitate care nu mai îmi crea așa de multă satisfacție și dacă la mijloc pentru mine nu mai există satisfacția sau provocarea, atunci în mod normal pur și simplu nu mai am puterea de a continua. Am încercat în repetate rânduri să continui, dar n-am reușit. Motiv pentru care a trebuit să ajungem și aici, din păcate. Munca mea pe YouTube, o să încerc de asemenea, o să vorbesc și cu alți băieți, poate o să facem și ceva news-uri pentru Minecraft aici pe YouTube. Mi-am propus să de mult să fac asta pe site, n-am reușit. Poate o să facem. Așa, hai să vedem și noi cum arată zona. Arată bine. Avem niște lupi aici, dar n-am cu ce să-i prind, din păcate. Am încercat să-i ignor. Dispar acum. Mor sau mor, mai bine. Da, n-am murit nici dacă a picat în apă. Salut, cuțu. Avem și niște 300 de zahăr. Cu timpul stăm bine. Hai mai întâi să omor și o vaca asta. Toți m-ați întrebat ce... Bine, nu toți, dar mai mult m-ați întrebat ce skin am eu Minecraft. Hai să ne uităm că nu știu nici eu. Este un skin de pe internet, am avut și skin meu propriu, momentan n-am niciun skin. Dacă este cineva interesat să facă mie un skin, îl aștept cu cea mai cu brațele deschise. Mai să las un comentariu și ne auzim noi pe undeva. Bun, hai să începem să facem și noi ceva serios. Dar mai întâi o să vedeți puțin ecran negru. Deoarece am uitat de anumite chestii deschise pe aici. Perfect, am revenit. Hai să ne apucăm și noi să construim ceva. Sau măcar să fac și eu ceva unelte. Câteva. Bun. Hai să facem mai întâi un workbench. Pe care o să-l amplasăm, să zicem, aici, dacă a vrut să amplaseze acolo. Și o să avem nevoie mai întâi din niște bețe din care o să fac rapid o târnă, era să zic o târnă cu apă, un târnăcop și o lopată. Perfect.
Momentan nici eu ce mai fac, nu prea am multă provocare. Nu știu cum să iau câinii ăștia, îmi doresc, vreau câini, câini în jocul ăsta. Am fost așa de fericit când au băgat lupii, nici nu vă imaginați. Ok, hai mai întâi să îmi fac și aici ceva micuț în subteran. O căsuță rapidă, așa. Auziți, știți de unde o să o porneți? Exact de aici. Exact de aici. De fapt, n-am nevoie de casă, cât am nevoie de niște resurse rapide. Cum ar fi cărbunele și cu piatra. Momentan nu văd, nu mai văd nimic, deoarece nu am torțe. Am adunat ceva piatră pentru a putea face mai multe unelte mult mai utile. Cum ar fi un topor și un târnacop. Am adunat și ceva floricele. Aoleu, ce mă enervează câinii ăștia, îi vreau eu. Cred că voi fi nevoit să adun lemnul manual și după aia să transform în cărbune. Nu știu dacă o să găsesc cărbune prea curând. Nu știu ce, de ce se vede așa ciudat. Uitați-vă, când sparg se văd bucățelele roșii. Știu că e din mod, dar e puțin aiurea. Sau aia de la soare, înțeleg, înțeleg. Uitați ce frumos se mișcă umbra. Vreau să îmi spuneți ce alte serii ați dori să mai vedeți la mine pe canal. De exemplu, cineva mi-a cerut The Sims 3. Bun, cred că o să mă apuc și de The Sims 3. Pe seria de la TG n-am avut prea mare noroc, deoarece am primit o eroare. Nu știu dacă am pus episodul, nu știu dacă am apucat să pun episodul în care am primit eroarea. Oricum, toate acele episoade au fost filmate în acea zi. Și am primit eroarea exact în acea zi. Am uitat că filmez acest episod tot în 1080p, de s-ar putea să ne cam mult la badez. Asta e. Bun. Cred că va cam trebui să termin de adunat lemnul. De asemenea, dacă știți ceva, moduri interesante pentru Minecraft sau diferite, nu știu. Da, deci dacă știți moduri cu care să mă joc, aștept sugestiile voastre. Pe această cale doresc să le mulțumesc și celor care m-au ajutat acum să revin. Celor care, cum se spune acum, m-au promovat, m-au repromovat. Bun, se pare că vine noaptea. Și eu încă nu am nimic concret făcut. Da. Nu e pic, cred că e prima dată când se întâmplă asta. De când filmez. Va trebui să mă duc aici, deoarece nu mai văd nimic, absolut nimic. Nimeni a fac niște torțe. Noaptea asta o să o petrecem treji, deoarece nu am omor nicio oaie. Bun, hai să punem asta aici. Ca să punem furnalul aici. Și să fac niște torțe rapide. Să nu încerc să se spawneze monștri. Înainte de a se spawna, hai să facem aici o intrare într-un fel de adăpost. Un adăpost, să zicem, da. Bun. Opa! What the... Ia uitați! Ce se întâmplă? A se bag la lume. Dar nu se vede printre copaci. Super tare. Ha, ha, ha. Ia uitați.
chiar super tare. Bun, și se pare că e gata și prima serie de cărbuni. Așa, acum mai am nevoie de niște bețe rapid, până nu mă trezesc cu niște carcalaj la ușă. Și de o ușă. Bun. N-am pus ușa asta bine. Chiar deloc, dar asta e. Va trebui să ies afară dacă vreau ceva. Și răsare luna, care face mult mai multă lumină decât m-aș fi așa. Bine, știu că e de la mod, cred. N-am observat niciodată dacă, dacă luna face lumină. De uitați ce frumos este afară. Este un mod super, super interesant. Un mod care chiar mi-a plăcut. Hai noi să continuăm aici să coborâm, deoarece n-avem altceva mai bun de făcut acum seara. Până când vine dimineața, eu n-am, deja am zis, n-am mămurcioaie. Chiar arată bine lumina. Am văzut acum că se fac episoade cu diferite moduri care adaugă iteme noi. Aștept și astfel de propuneri. Vreau să fac mai mult Minecraft, deoarece m-am jucat de mult Minecraft și vreau să... nu știu. Să mai mă joc și eu. Mai... Chiar mi-era dor să joc Minecraft. A fost câteva luni pentru mine fără Minecraft. Eu care jucam înainte foarte mult Minecraft. Așa. Nu știu ce tip de casă să fac la suprafață. Nu sunt un designer foarte bun, din câte cred că ați observat. N-am așa de multă inspirație Minecraft, adică nu mai am, la început aveam, făceam și multe chestii. Opa, am dat de pământ, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Am de clopata asta, dar nu contează. Hai să vedem dacă e ceva interesant pe aici lângă pământ. O peșteră ceva. Aici e lemn, aici e piatră, scuze. V-am promis că o să-mi cumpăr și microfonul, da, o să-l cumpăr. Îmi pare rău că se aude chiar așa de nașpa acum. S-ar putea să ne fie de ajutor tot acest dirt. Dar deci nu e nimic aici, am convins. Îmi pare rău dacă o să vedeți cumva o dungulița albă jos sau... Bine, sper că n-ați observat-o până acum. Lucrez încă la niște setări și aia încă o să apară acolo, s-ar putea să apară și în episodul următor. Opa. Foarte mult pietriș. Și momentan n-am dat de nimic interesant, nici măcar cărbune. Deci s-ar putea să avem acum o hartă fără cărbune. Nu prea știu ce s-a adăugat în noile update-uri, de s-ar putea să-mi prinde și aici puțin descoperit. Să nu spune nimeni că nu mai există cărbune în pământ sau că se găsește fier în aer, că asta nu o să cred. Dar s-ar putea să fie multe chestii pe care să nu le știu. Nu mai multe cât vă imaginați. Bun. Deci am pus aia tocmai acolo, cum îmi trebuie aici. Toți astea se pare că nu luminează așa de mult cum mi-aș dori eu să lumineze. În sfârșit am găsit și o cărbune. Nu o să mai fac probleme cu torțele până în episodul următor, normal. Mult mai bine cu cărbune. Suntem la adâncimea... cât suntem? 29. Încă suntem sus. După cum vedeți, mi-au scăzut dramatic FPS-urile față de modul normal. De ce? Modul ăsta chiar îmi solicită calculatorul. Ca să știți și voi de ce nu a fost făcut Minecraft-ul cu mai multe, o grafică mult mai bună, tocmai din acest motiv, bine, și Java nu este cel mai bun limbaj de programare. Dar oricum e greu să realizezi așa ceva cu o grafică extraordinară. E foarte greu, nu e greu.
Bun, am rămas fără lopată și o să mă întorc la suprafață după ce mai sap încă puțin. O să văd dacă chiar ajung undeva. Hai, spargem cu târnapopul ăsta. Vreau să filmez ceva TF2. Nu știu pe cine să invit. Cred că pe cei mai mulți o să vă aud cu Pink. O să vorbesc și cu el, chiar mi-am propus să vorbesc cu el, să fac și cu el ceva episoade. Acum sunt mult mai deschis și cred că o să am mult mai mult timp de colaborări decât aveam înainte. Îmi pare rău că n-am putut să-mi continui toate videole făcute pe aici, pe la mine, pe canal. Cu, mod normal, cu copii copaci, cu foștii copii copaci. În păcate s-au cam certat. Știți voi povestea. Nu stau acum să vă povestesc, oricum. Asta e. Acum au făcut fiecare, au făcut greșelile lor, nu are nimeni nimic cu ei, sfatul meu este să nu vă băgați în cearta lor, adică dacă ați fost fan cu copaci, da, minunat. Dar deci putea să mi se întâmple asta în episodul ăsta, deci, aoleu, Dar deci... Deci, cred că a devenit un blestem pentru mine de vreo câteva luni încoace. Am picat în lavă. Hai, de 20 de ori eu care nu picam înainte deloc în lavă. Păi cam... Ok, hai că nu o să închei aici acest episod, deoarece cred că o să-mi ia 5 ore să-l pun pe YouTube. Vă mulțumesc că ați uitat. Data viitoare încercăm să luăm alte iteme. Pa, pa!